Am revenit cu discuția promisă și alături de noi în această dimineață se află Mihai Alexandru Haș. Bună dimineața! Bună, George! Bine ai revenit! Bine te-am găsit! La mulți ani și din perspectiva lui 2022 și din perspectiva Micii Uniri, să nu uităm că astăzi e zi de mare sărbătoare și suntem amândoi aici la muncă pe baricade. Da. Tu mă întrebai înainte să intrăm în direct cum de eu sunt la muncă astăzi când toată lumea e liberă. Tu simți că muncești astăzi venind aici în emisiune să-ți promovezi munca? Nu. Deci e distractiv pentru tine. Da, da. Pentru că în domeniul meu nu prea știi când muncești și când te relaxezi, știi? De multe ori stau pe social media sau ceva de genul, sau strâng știri și cineva îmi spune, ce faci? Stai și, nu, eu muncesc, stau să strâng material, adică acum, nu sunt la relaxare. Deci așa o zonă gri, nu știi exact când muncești, când nu muncești, un avantaj pe care îl avem. Eu râdeam că ieri am dat de un domn care livra pizza și vorbea la telefon, eu mă urcam în mașină și urla, ce, sunt la muncă, la cum? La muncă sunt. Muncă, da. Așa și noi suntem la muncă și acum. E foarte interesant cum ne lăudăm, știi, că mergem la muncă, de parcă ar fi ceva ieșit din comun, dar nu. Ziua de azi este, să știi, să mergi la muncă, să ai muncă, să ai serviciu, e ceva, da. Simți diferența asta de când a început pandemia până acum, faptul că foarte mulți oameni s-au relocat în zona de work from home, nu mai ies atât de mult, nu mai au acel la muncă? Da, da, da. Adică, clar, zona de online a explodat în ultima vreme și nu neapărat că au apărut influencer sau oameni care creează content, ci pur și simplu ne desfășurăm activitatea din ce în ce mai mult pe online, e clar. De când n-ai mai venit tu pe la noi, noi am tot anunțat faptul că s-au creat joburi în zona de online, noi joburi, au dispărut altele. Da. De exemplu, în Portugalia sunt remunerați nomazii digitali care vin și se stabilesc acolo. Iată, sunt foarte multe oportunități. Tu cum mai resimțit schimbările acestea din perspectiva ta profesională? Cum s-au așezat lucrurile? Din punctul meu de vedere, da, au fost niște schimbări la nivel de cum se procedează, la nivel de ce bugete umblă prin domeniu, la nivel de influenceri care apar sau care au dispărut. Deci da, clar, a fost o schimbare pentru toate domeniile, absolut. Adică nu cred că a fost un domeniu neafectat. Însă, din fericire, în online va crește în continuare chiar cu pandemia. Adică e clar, asta e clar și sigur. Din perspectiva conținutului digital, că despre asta vrem să facem vorbire astăzi, cum se petrec lucrurile? Ce se va întâmpla în 2022? Se va produce o schimbare? Da, sunt niște trenduri care sunt pe o pantă ascendentă în 2022. În special prin social media vom vedea din ce în ce mai mulți oameni care vor milita pentru drepturile minorităților, pentru cauze care luptă împotriva rasismului. Vom vedea de asemenea noi platforme. De exemplu, uite, platforma LinkedIn. Se preconizează că va crește și vor deveni inclusiv influenceri de LinkedIn, cum sunt influenceri de Instagram sau de YouTube, vor fi influenceri de LinkedIn, doar pentru partea de business. NFT-urile sunt destul de interesante și destul de populare în perioada asta, deci ai de unde alege. Nu mi-e rușine să recunosc că nu știu ceva ce înseamnă NFT. Am tot auzit termenul ăsta și n-am avut curiozitatea să-l caut. NFT este noua modă în materie de token digital, în materie de criptomonede, dacă vrei, se numește non-fungible token. Token non-fungibil este un fel de semnătură digitală care zice că tu ești proprietar pe o lucrare de artă care este tot digitală. Aha, ok. Da. De exemplu, noi am putea, de exemplu, să facem acum o poză la emisiune și să o punem, să o transformăm în NFT, adică practic să-i atribuim un cod de blockchain și cineva poate să cumpere poza aia și este proprietar pe acea imagine din acel moment. Și este noua modă, este absolut o nebunie cu oameni care cumpără astfel de NFT-uri. Foarte tare. De ce rentează genul ăsta de abordare digitală? Este și o piață speculativă. Adică e mare parte din valoarea NFT-urilor reprezintă speculație. Și sunt oameni care umflă artificial piața NFT-urilor ca să câștige și ei. Cumperi ceva ieftin și vinzi ceva scump, practic. Dar dacă ești pasionat de ceva anume din piața NFT-urilor, da, ți-ar prinde bine dacă, nu știu, să ai tu acasă o poză cu o chestie pe care un artist apreciat de tine a făcut-o. Dacă ești pasionat de a colecționa astfel de tokenuri digitale, adică nu mai
Nu mai punem pe pereți poze, cum puneau părinții noștri, colecționăm imagini și poze și opere de artă digitale. Asta este un NFT. Riscăm să le pierdem la un moment dat? Le putem stoca? Nu știu, mă gândesc. Dacă le ai pe un hard, hardul se strică, s-a terminat povestea, bănuiesc. Da și da, nu le ai pe un hard. Este, este doar o semnătură digitală, este o înșiruire de cifre care este garantată de blockchain, tehnologia blockchain pe care funcționează inclusiv criptomonedele. Criptomonedele, pentru că nu există o piață centralizată, o bancă care să aibă, să gestioneze criptomonedele. Această tehnologie blockchain este cea care îți garantează că tu ai banii pe care zici că i-ai și cutare are banii pe care spune că i-are. La fel și cu aceste NFT-uri, le ții într-un portofel digital, nu le ții pe un hard sau... Le ții într-un portofel digital la tine pe internet, pe portofelul digital pe care toată lumea îl are, mă rog, cei care operează în lumea asta, NFT-urile așa a blockchain-ului. Pentru canalul tău de YouTube primești sugestii, recomandări, te întreabă oamenii despre anumite lucruri. Ce sunt interesați să afle în ultima perioadă? Sunt. În principiu, m-au tot înnebunit că vor să continui să fac clipuri amuzante. Asta este copleșitor de mult, îmi zic oamenii. Și da, m-am bucat să fac chiar pentru clipuri amuzante, dar da. Oamenii sunt preocupați, în special tinerii, de lucruri de genul... carieră, ce mă fac cu pandemia. Mulți tineri, în special de la liceu, îmi spun că au trecut, perioada lor de liceu a fost nu foarte fericită, adică nu cum am fost noi la liceu, au fost mult mai restricționați și au fost vreo 3 ani sau cât au trebuit să stea cu mască pe față, să reguli, protocol. Deci da, există așa o tensiune, în special în Gen Z-eri. Cum crezi că se va schimba lumea din perspectiva acestor adolescenți care, iată, n-au experimentat liceul, primul an de facultate, cum am făcut-o noi, să nu mergi la balul bobocilor, să nu-ți întâlnești colegii, să fii clasa noua și să nu știi efectiv cine sunt colegii tăi de clasă, care sunt prietenii tăi viitori, cei care o să ții legătura peste 10 ani. E ciudat dacă stai să te gândești până la urmă, dar asta cred că va contribui și mai mult la digitalizarea relațiilor interumane și la digitalizarea evenimentelor și la modul în care ne vom întâlni în metavers, nu o să mai întâlnim live. Da, adică, dar să știi că e foarte, o foarte, foarte mare posibilitate. M-am gândit puțin la ideea asta de metavers. Ce se întâmple din această perspectivă? Unde se ducă umanitatea dacă toți suntem online? Da. Cine mai muncește? Știi, când vorbeam despre muncă la început, da. Să mergi la muncă. O să vină munca la tine. Știi? O să vină munca la tine și tu doar o să muncești. O să-mi aducă cineva o bucată de pământ acasă să-mi plantez cartofii ca să pot să mănânc, sunt curioasă. Cine știe? Sau poate să aduci într-un pachetel, o dronă, vine o dronă, să aduci un pachetel cu cartofi, poftim. George, ia uite, ăsta e cartoful tău. Cum îl vrei? Mediu, sânge? Bine făcut. Care crezi că sunt domeniile spre care n-ar mai trebui să ne îndreptăm din perspectiva noii generații? Pentru că în continuare cred că sunt părinți care zic mamă, fă-te inginer. Să știi că inginerii mai nou, ingineria și programarea au început să se îmbine. E foarte căutată meseria de inginer. E inginer next level, nu mai e inginer care stă cu șublerul și măsoară la strung și nu mai vorbim despre asta. Vorbim despre inginerii care lucrează în domenii tehnologice, care creează roboți și creează alte lucruri, next generation. Deci da. Tehnologia, orice ține de tehnologie, oricând ești binevenit, dacă îți place tehnologia, inginerie, programare, nu o să mori de foame dacă te faci programator sub nicio formă. O să fie nevoie de tine oricând. Și atunci, pe ce ar trebui să se axeze un tânăr? Uite că tot te întreabă urmăritorii tăi despre carieră. Mai merită să mai faci școală în România? Faci de acasă, abordezi o facultate din străinătate, având în vedere că, uite, digitalizarea te ajută să nu mai pleci de lângă mama și de lângă tata dacă ți-e frică de o astfel de detașare. Asta cu școala, nu cred că întreb pe cine trebuie, dar am să încerc să-ți răspund. Pentru că, într-adevăr, dacă vrei să te faci medic, trebuie să faci, să ai o pregătire. Adică nu poți să înveți medicina de pe internet. Dacă vrei să te faci programator, poți să înveți programare de pe internet. N-ai nevoie să faci facultate dacă vrei să te faci programator. Sau alte meserii de genul ăsta. Poți să înveți foarte bine de pe... Și, uite, de exemplu, sunt multe
economia, de exemplu. În domeniul economic, mai nou, sunt niște trenduri foarte ciudate pe care se bazează mersul economiei. De exemplu, este dacă Elon Musk dă un tweet, crește piața de nu știu ce. Sunt companii care în planurile lor anuale inserează niște direcții cum compania respectivă să se asocieze cu branduri de mașini electrice și cu NFT-uri și cu criptomonede ca să fie mai atractive pentru oamenii care investesc în ceea ce se numesc meme stocks. Este o nouă formă de a investi la bursă, e ceva total nou care se întâmplă doar de 2 ani și care încă n-a apărut în manualele școlare de economie. Profesorii de economie nu o să-ți predea despre meme stocks, că habar n-au ce să alea. Motiv pentru care dacă mergi la facultatea de economie, tu poți să înveți cum a fost economia în trecut până poate acum 5-6-10 ani. Dar lucrurile care se întâmplă anul ăsta și care se întâmplă foarte repede, de genul meme stock și mai departe, sunt șanse mari să nu le poți prinde de la universitate, de la școală. Deci da, sunt domenii în care te poți pregăti singur. Vorbim și despre capacitatea noastră de a ne adapta. Am vorbit despre asta și ceva mai devreme. Vorbim despre pandemie, despre schimbări care apar, care ne iau prin surprindere. Am depășit puțin momentul în care mama venea așa cu telefonul, arată-mi și mie cum să trimit un SMS sau cum să redirecționez un mesaj pe WhatsApp sau și făcea așa cu... Și părinții au început să se prindă, pun mai puține întrebări. Totuși, cum reușești să rămâi ancorat în realitatea de astăzi, să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă? Mie îmi scapă multe lucruri și nu pot să spun că am o vârstă înaintată. Ce facem pe mai departe? Cum reușim să rămânem conectați unii cu ceilalți? Pentru că tu vei ști niște lucruri pe care eu nu o să le știu. Da. Și la un moment dat s-ar putea ca noi doi să nu mai avem un orizont de discuție. Cu siguranță. Și vezi tu că asta creează și prăpastea din societate pe care o avem astăzi vis-a-vis de opiniile politice. Sau valorile pe care le avem despre cum am vrea să arate țara în care trăim și lumea în care trăim și pe cine să votăm sau... Asta va crea, clar, o prăpastie, diferența asta de opinie. Însă, cred că mai mult ca niciodată, astăzi, este vital să fii informat vis-a-vis de ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că lucrurile atât de repede evoluează, încât dacă vrei să progresezi, e foarte posibil să găsești ceva super util într-o informație pe care o ai undeva. Unde mai pui că da, sunt subiecte de discuție cu oamenii din jurul tău. Adică nu ești tocmai... știi, habarniz despre ce se întâmplă în jurul tău. Ai nevoie să știi niște lucruri. Adică, da, știi că Putin e la granița cu Ucraina. Nu, cine e Putin? Sunt niște chestii pe care trebuie să le știi. Informează-te. Sunt aplicații de știri. Este Google News. Ai acolo știri de la foarte multe publicații bazate pe interesele tale. Dai așa un scroll dimineața, 5 minute te informezi. Adică poți să îți să stragi informația de pe internet. Pentru cei care ne urmăresc și nu știu, noi ne ducem munca de toate zilele în Casa Presei, care este o replică după o clădire celebră din Rusia și ne tot gândeam, astăzi a venit un coleg și a pus pe masă o discuție, măi, oare Putin o să ne evite așa, doar pentru faptul că e aceeași clădire ca acolo și o să zică nu, că e de-a noastră, este arhitectură rusească. Ne întrebam dacă suntem sau nu în siguranță aici. E posibil, da. Dacă vezi un loc, aș veni și eu. Dacă... Nu? Da. Eu zic să ne mai vizitezi la emisiune ca să fii în siguranță. Dar în București e în siguranță tot. Crezi? Dar, din punctul ăsta de vedere, cam tot are arhitectură comunistă, dacă stai să te gândești. Centru vechi, nu. Deci să le propunem o evacuare celor care stau în centru vechi. Ceva, da. Mi se pare foarte interesant că, uite, dacă nu cunoști genul ăsta de informație, eu dacă nu știam de faptul că această clădire seamănă cu una din Rusia, mă uitam strâmb la colegul meu și nu înțelegeam despre ce vorbește. Uh-huh. Înțeleg oare adolescenții cât de importantă este informarea și cultura generală? Pentru că poate ne izolăm în universul ăsta tehnologic și spunem, măi, eu știu foarte bine să folosesc calculatorul și doar de asta am nevoie. O să fiu programator toată viața, o să aibă societatea nevoie de mine și atât. Depinde ce fel de persoană vrei să fii, depinde ce cercuri te învârți. Nu poți să te învârți în anumite cercuri de oameni și să n-ai habar de arhitectura comunistă din România. Pentru că nu o să mai fi mult în cercul respectiv, o să zic lumea, frate, asta nu-i cu noi. Istoria este foarte importantă. Eu mi-am dat seama de asta foarte târziu. Mie în școală, de exemplu, nu mi-a plăcut istoria în mod deosebit, pentru că n-am avut neapărat un profesor care să mă facă să văd frumusețea istoriei. Dar pe măsură ce mi-am dat eu singur seama, am început să mă pun singur la punct cu lucrurile pe care nu le știam. Dar da, pentru că este foarte multă informație în jurul nostru, este destul de greu să alegi. Da. Cui dau atenția? Toată lumea îmi cere atenția.
Și lucrurile de astăzi sunt mult mai atractive decât să te interesezi tu despre cruciade sau despre ce a făcut Alexandru Macedon prin Persia. Adică, logic, astăzi mai bine stai pe TikTok sau pe Instagram și vezi niște cățeluși care se bat cu niște pisici. Dar da, trecem prin o transformare și cred că e nevoie de o maturizare a noastră ca societate și să ne dăm seama, într-adevăr, care ne sunt valorile și să știm că cunoașterea chiar reprezintă o valoare foarte importantă. Ar fi util să avem parte de-a lungul liceului, de ce nu de un curs care să ne învețe să filtrăm informația? Da, există o carte foarte, foarte interesantă, 20 de lecții pentru secolul 21, 21 de lecții pentru secolul 21 al unui Yuval Noah Harari, în care vorbește fix despre treaba asta, cum principala abilitate pe care va trebui să o avem noi ca cetățeni acestei planete pe viitor este abilitatea de a sorta informația. De a sorta buruiana de ceea ce e bun, pentru că este foarte multă informație. Și această abilitate va fi vitală pe viitor. Dacă nu o avem dezvoltată, o să ne pierdem timpul cu niște lucruri total neproductive și da. Pe mine mă ajută că lumea că le dau unfollow prietenilor pe Instagram și încerc pe Instagram să am un conținut de calitate și fie îi păstrez în listă pe cei despre care știu că s-ar supăra dacă îi scot de la lista de urmăritori de pe Instagram și oricum îi dau pe mute, scuze, pentru că mi se pare util că atunci când am prieteni adevărați să mă întâlnesc cu ei și să-mi spună ei ce au mai făcut, nu să zic, a, știu că am văzut pe Insta Story. E și asta o formă de comunicare, Georgia, să știi. Adică nu cred că aș elimina total treaba asta. Adică e un mod de a începe o conversație. Când te văd, hei, Georgia, am văzut că ai postat chestia aia, a fost ce mai face, nu știu care. Și adică e un mod de a ține legătura până la urmă. Că tu o completezi și cu partea fizică, interacțiunea fizică, e foarte bine. E grav când se întâmplă totul doar digital și nu te mai întâlnești. Dar nu văd neapărat un lucru rău în a fi la curent cu ce mai face cineva drag de al tău. Da. Dar da, asta cu unfollow și cu scosul de la prieteni rezonez. Problema aici este că ce faci și tu și am făcut și eu și foarte multă lume face, dacă scoți de la prieteni oameni pe care nu-i agrezi sau publicații pe care nu le agrezi, te vei înconjura doar de oameni și lucruri care vor rezona cu opiniile și valorile tale. Îți vei crea așa o bulă de rezonanță unde nu va intra nimic din exterior. Și vei fi practic în bula ta și nu va mai intra informații din exterior și vei fi cumva izolată, ceea ce nu e bine. E bine să mai auzi opinii contrare, e bine ca cineva să te mai nerveze din când în când să te mai sâcăie, să mai spui, bă, firar să fie, de ce crede omul ăla că pământul e plat? Ia să văd și eu, că omul ăla chiar e convins de că se dau un follow. Adică e interesant și e sănătos ca cineva să te mai scoată un pic din, știi, din bula ta de autosuficiență. Da, cred că ai dreptate. Controversa e foarte bună câteodată și poate să ne ajute să evoluăm prin simplu fapt că încercăm să argumentăm și că ne folosim toate armele din dotare, da. Inclusiv partea de cultură generală și așa e mai e foarte departe. Simplu să-i dai, a, jet, nu-mi place, am follow, nici ție, jet și ție. Este într-adevăr simplu și convenabil, dar riști să te înconjori doar de lucruri care rezonează cu valorile tale și asta nu mai crești, nu mai evoluezi, pur și simplu. Ești curioasă cum arată newsfeed-ul lui Beyoncé, pentru că ea nu urmărește pe nimeni. Eu nu cred că Beyoncé stă pe Instagram. Adică cred că cineva acolo de la ea, de la marketing, de la PR, care nu cred că Beyoncé stă pe Instagram. Nu crezi? Nu cred. Nu e și ea om? Eu cred că este om, dar eu cred că noi o judecăm după valorile noastre. Cred că Beyoncé are alte lucruri de făcut decât să stea pe Instagram. Uite, și asta e o perspectivă foarte interesantă. Ea citește știri despre ea, știi? Aha. Noi nu știm exact cum e să stai pe internet, să stai pe New York Times, să vezi știri despre tine sau pe TMZ sau pe ce mai au ei prin America. Adică e alt nivel, știi? Instagram e pentru noi ăștia, știi? Săracii. Sărăchiile ăștia. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și am apucat să stăm de vorbă și vreau să te vadă cei de acasă și din perspectiva online-ului. Deși poate sunt mulți care ne urmăresc pe Facebook, ocazie cu care încerc să vă reamintesc, suntem pe televizor, urmăriți-ne pe televizor. Ești televizorul, mai țineți minte? Are butoane cu telecomandă? Da, treaba e dreptunghiulară cu butoane pe care apăsai, știi? Îți mulțumim tare mult și te aștept cu drag de fiecare dată. Cu mare drag, mulțumesc. Continuăm să-l urmărim pe Mikey H și vedem câte ceva din ceea ce postează pe canalul lui de YouTube. Dacă nu-l urmăriți, intrați acum și dați subscribe. We'll be right back.
istorie documentate, oamenii și-au tot modificat corpul într-un fel sau altul. Chiar și astăzi, oamenii o fac în fiecare zi. Și modificările variază, de la extirparea unei alunițe până la botox și silicoane în diferite părți ale corpului. Dar știți care este cel mai modificat om din lume? Nu, nu e Loredana Groza. Este Anthony Loffredo, un fost paznic care la 24 de ani a decis că vrea ceva diferit de la viața lui. Și oamenii normali, când vor ceva diferit, își lasă părul lung sau își ondulează părul cu placa aia primită cadou. Însă tipul ăsta nu e un om normal. Iar ideea lui de schimbare a fost să-și modifice corpul ca să arate ca un extraterestru. Și s-a apucat de treabă. Și-a tatuat toată pielea cu negru, și-a tatuat ochii cu negru, și-a despicat limba în două și, normal, și-a tatuat-o și pe aia în verde. Destul de razna până aici. Însă Anthony, când se uită în oglindă, tot nu îi se pare că arată ca un extraterestru. Așa că și-a tăiat și urechile. Și credeți că până aici lucrurile sunt extreme? Păi n-ați văzut încă nimic. Și-a făcut implanturi în cap ca să arate ca niște gâlme și pentru că în țara lui era ilegal, tipul a trebuit să meargă până în Spania ca să-și taie nasul. Și o bucată din buză. Și apoi o altă bucată din buză. După care a recunoscut că de când și-a tăiat buzele, are dificultăți de vorbire. Cred că scuipă când vorbește cu oamenii. În fine, stați așa pentru că nu e gata. Deci aparent tipul ăsta spune că aspectul său este doar 27% complet. Și că mai are de lucru până să fie el mulțumit de sine. Și ce naiba ai mai putea să modifici la corpul tău mai mult decât atât, nu? Păi hai să vedem. Ăsta este un extraterestru. Și ăsta este tipul nostru. Ce lipsește oare? Ia să ne uităm mai atent un pic. Aoleu! Extraterestrii au 3 degete. A? Anthony are 5. Doar nu crezi că o să... Ba da. Și-a tăiat jumătate în mână. Și acum are 3 degete. Da. Da, mă rog, tipul are un cont de Instagram unde documentează tot procesul lui de transformare și oamenii îl urmăresc ca să vadă cum o să arate când o să fie 100% modificat. Cel mai recent custom tuning este un geam la dinți. Omul și-a pus geam la dinți ca să se vadă foarte clar ce și cum mestecă atunci când mestecă. Da, comentariile oamenilor sunt multe și diverse și dacă unii îl laudă și îl încurajează, alții zic că e diliu și că probabil are niște traume din copilărie. Mă, nu știu dacă v-ați dat cu caiacul sau... E caiac sau canoe, mă, Denisa, cum e? Mă rog, nu știu dacă v-ați dat cu caiacul vreodată. Însă, eu m-am dat și vă pot spune că este o bucățică mică de plastic, o bărcuță, mică și destul de instabilă. Te poți răsturna foarte ușor, mai ales dacă vine spre tine un val. Se pare însă că există o tehnică pentru a nu te răsturna cu caiacul. Asta. Universule, tocmai s-a rostogolit prin apă și a ieșit pe partea cealaltă. Deci tehnica pentru a nu te răsturna în apă este să te răstorni singur în apă. Sunt confuz. Se pare totuși că este o tehnică destul de bine știută printre amatorii de caiac. Și se practică atunci când ești amenințat cu răsturnarea. Te răsturi singur! Am și o tehnică pentru a nu te uda. Stai, dracu, pe uscat! Bun, și ca să aveți un weekend fain, hai să vă arăt o flocoșenie. Ia, poftim!
Asemănarea acelui iet cu căselușul meu pată este izbitoare, m-am topit toată. Și să știți că dacă eu m-am topit, zăpada încă nu s-a topit și mai aveți șansa să mergeți la schi. Iar inspirația vine în această dimineață de la prietenul nostru Mihai Popa. El a mers la schi pe pârtia Arena Platoș din Păltiniș și avem câteva imagini din partea lui, așa că să vă deschid apetitul. Sirus, dragilor, prima noastră ieșire la schi la Păltiniș și astăzi am ales să schiem la pârtia de la Arena Platoș. S-a anunțat o vreme geroasă la meteo, minus 14 grade, dar când am ajuns aici, cred că din cauza soarelui, sunt minus 8 grade. Este aspru aerul, dar foarte fain. Soare, lumină. Puneți ochelarii. Emoții de început de sezon? N-avem emoții. Da. Din păcate, iarna e fără zăpadă. Aici ce-o mai nici și ce-o mai aranjat oamenii ăștia, dacă am atât. La jumatea lui ianuarie nu este zăpadă în Păltiniș. Deci de obicei cam aveam zăpadă la ora asta. Școală de schi și snowboard. Uite aici, pentru începători. Se pot lua și direct online, dacă nu știți care este configurația pârtilor. B-urile, astăzi numai una funcționează, AU, și mai este pârtea asta DU. Deci AU-i deschis, B-ul-i deschis, EU, dar fără legătură, nu se face legătura, doar aici. Poți să-ți iei 30 de puncte, aici e la copii până la 11 ani, peste sau adulți, 85 sau de o zi, 70 de lei, 80 de lei și 90 de lei. Și în weekend, ski pasul de 90, 105 și 110. Deci de sâmbătă și duminică. Deci ski pasurile pentru adulți sunt aici, în cursul săptămânii, 90 de lei. Sau 30 de puncte, 85 de lei, deci câștigi cacamaca 5 lei. Și mai sunt de sezon, de nocturnă, pe nocturnă tot, de la 5 la 9. Până anul ăsta cartela era returnabilă, cu 10 lei garanție, am să dau cartoane. Ai variantă să-ți iei cartelă de o zi? Sau variantă de cartelă cu puncte. Urcarea cu scaunul e 4 puncte. Urcarea cu teleschi, ăla e 3 puncte, da? Numai cu asta merge aici, să urci. Avem apres și aici sus. Uite ce fain. Numai un teleschi urcă. De pe B1, B2 nu este funcțională astăzi. Cam asta e privirea de sus. Ce-i fain că, uite, țara Făgărașului e nori, în ceață. Și însă în soare. B-ul ăsta l-a o făcut oamenii așa zăpadă, dar din păcate nu cât s-a acoperit toată pârtia. La momentul ăsta, din cele două pârtii B, doar una este funcțională, cum ați văzut. Și mai este pârtia A, care spune că e un pic mai înclinată decât cealaltă, are o bucățică, chiar aici la final,
Dar fuzile sunt legere, chiar legere. Să vedem cum este pârtia A, în afară că e lejeră. Zăpada e faină, se poate schia chiar fain. Păcat că sunt așa scurte pârtile. Poate tu când o să fii mai mare să prinzi toate dealurile astea, toți munții așa cu pârtii. Toți copiii, cum te aduc eu pe tine, îți duci copiii să schiezi pe acolo. Pentru un pic de aer curat și un pic de mișcare, e ok Arena Plato și dacă ești mai pretențios, mai greu aici, deocamdată. Insistăm și venim și a doua zi la Râna Platoș. Astăzi nu mai este așa de frig. Din păcate, zăpada este mult mai moale și sunt bucăți unde pur și simplu te oprești. Dar lucrul bun este că au deschis toate telescaunele, teleschiurile. Aici pe pârtia A merge acum și scaunul și schiul. Din fericire merge și teleschiul ăsta de la B2. Și pârtia este funcțională, mai îngustă cu zăpadă, dar este. Dragii mei, astea a fost de la Râna Platoș din Sibiu, din Păltiniș. Dacă v-a plăcut, dacă vă place zona, dați-mi și mie un like. Și nu uitați să vă abonați, că o să urmeze și alte filmări faine. Doamne ajută-vă, o zi faină, ceau! Pe final de emisiune deja a devenit o tradiție să ne bucurăm împreună de muzică bună, așa să vă trimitem către săptămâna de muncă cu un tonus de senzație și să știți că alături de noi se află un super artist, Omar Arnaud. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața tuturor telespectatorilor, vă pup din toată inima, bine v-am găsit! Wow, câtă energie, stai că trimite da, pe da, așa trebuie să fii și tu, George, că tu le-ai zis oamenilor de muzică bună, dar vrei să-ți mai zic o chestie, trebuie să le dai și impulsuri. Eu am învățat chestia asta pe TikTok, să știi, pe live-uri, când sunt pe TikTok cu lumea, am învățat să fiu așa mai energic. Să vezi acum că o să vă scrie lumea la redacție, bravo, Omar, că ai țipat ușor la noi, pentru că George are așa o voce suavă și parcă mai mult. Ești mai liniștită dimineața. Da, am 3 ore până acum. George ne trimite direct așa într-un tărâm plin de flori, liniștit. Și avea nevoie de un drăgușor ca tine, o mare, să ne trimită la muncă cum trebuie. Zi-mi și mie, tu schiezi? Ai foarte multă energie și eu cred că poți să o consumi. Nu schiezi, dar îmi place să not foarte tare. Adică sunt mai mult pe partea aia cu apa. A, deci între munte și mare, mare. Da. Da. Marea când vine vorba de activități fizice, da, ca senzație, muntele întotdeauna, aerul ăla culart, chiar mă uitam la material, aș da o fugă. Mai stai un pic că ești în sesiune? Da, corect, e de muncă, da. Cum e perioada asta pentru tine? E foarte grea, e o perioadă grea, dar am crescut cu ideea asta că, real vorbind, cel mai mare beneficiu este să cauți ceva bun în orice situație pe care o ai în viața ta. Sunt la perioada aia de 20 de ani în care toate lucrurile parcă năvălesc asupra vieții mele și trebuie să le manageriez cum trebuie
și trebuie să am grijă, na, să-mi consolidez ușor, ușor niște trepte pentru viitor, ca să arate exact așa strălucit cum îl am eu în creier. Și singura soluție e să caut într-un dezastru un lucru bun întotdeauna. Adică dacă se întâmplă să apară un examen mai greu sau, nu știu, situații mai grele care se întâmplă pentru orice om, eu trebuie neapărat, datoria mea e să găsesc punctul ăla bun și fericit din acea ecuație ca să meargă bine. Și cred că ăsta e secretul pe care ar trebui să-l aplice toată lumea. Ai început în forță și vreau să-mi spui cum reușești să-ți aduni energia dimineața. Dacă e o zi proastă, vrei să-ți spun sincer? N-ai chef de nimic. Zi. Astăzi dimineață mi-am adunat energia din faptul că era să nu mai ajung ferească Dumnezeu și vreau să recunosc în fața tuturor telespectatorilor dumneavoastră, echipa care lucrează aici la Metropola TV și la Dimineți cu Georgia inclusiv, este exact aceeași echipă care pe mine m-a consacrat și aș veni mâini pentru ei oriunde m-ar chema toată viața asta, chiar dacă ei m-au consacrat pe mine acum 10 ani de zile. Și mi-a fost rușine că nu voiam să se întâmple vreo boacănă să nu mai ajung și de acolo mi-am luat energia. Cumva, uite, vezi, un lucru rău care mi-a adus și lucruri frumoase pentru ziua de azi. Te-a băgat așa, efectiv, în priză la exact, prima oră. Exact, da. A fost ușor să ajungi totuși că traficul e mai blând azi? A fost ușor, sunt aproape de voi, întotdeauna. Eu mă duc după cum lucrează echipa care mi-a dat mie vlog în industria asta. Mă mut după ei ca să fiu aproape de ei, să pot să onorez invitațiile întotdeauna. Foarte tare. Ce dorești anul ăsta în 2022? Care sunt planurile tale? Cumva, din credința pe care o am față de Dumnezeu, m-am învățat de ceva ani de zile să las pe El să mă ghideze. Singura datorie pe care o am și mi-am propus, cum îmi propun în fiecare an, este să nu-L pierd pe Dumnezeu nici de aici, nici de aici. Să fiu aproape de Dumnezeu, să-mi fac rugăciunile pe care trebuie să le fac, pentru că eu, unul, mi-am dovedit că dacă fac treaba asta într-un mod constant, nu știu cum se întâmplă, dar în fiecare an învăț câte ceva nou, în fiecare an mi se întâmplă lucruri frumoase și las cumva la voia lui Dumnezeu tot ce mi se întâmplă în viața de zi cu zi. Uite, noi nu abordăm neapărat subiectul acesta al religiei. În general ne teamă să nu intrăm în polemici și controverse, dar te-aș întreba față de colegii tăi de la conservator, cum pui problema asta? Vorbiți despre Dumnezeu? Ei au un sistem de valori, de credințe? Găsești un punct comun? Le poți povesti, de exemplu, că tu ai credința asta uriașă? Despre mine, în general, toți oamenii care m-au văzut cel puțin odată știu că îmi place să fiu evlavios, îmi place să fiu genul de om care brusc se retrage dintr-o încăpere ca să-și facă rugăciunile, îmi place să fiu omul ăla mai special și cumva avantajul mi-l dă faptul că sunt într-o țară de altă religie, aici, na, creștinismul fiind majoritar, n-a fost nevoie niciodată să vorbesc și să-mi impun eu ideea. Adică eu am stat, de când m-am născut și de când am ieșit prima oară afară la petreceri sau așa, am stat la masă cu oameni care au și băut alcool, cu oameni care au și mâncat porc, știind cu toții că la mine religie nu este voie să consumăm aceste alimente. Am stat cu oameni care au avut crezuri diferite, oameni care cred în alte principii decât ale mele, chiar și cu atei, chiar și cu homosexuali. N-am avut nicio problemă în a fi lângă genul ăsta de oameni, dar mi-am asumat că trebuie să îi tolerez pe toți oamenii din jurul meu dacă mă aștept ca ei să mă tolereze pe mine. Și cumva, dacă s-ar discuta la o masă despre religie, cu toate că m-a ajutat Dumnezeu să cunosc foarte multe lucruri, eu sunt ultimul care s-ar băga într-o discuție de genul ăsta, pentru că nu e de datoria mea să-mi impun punctul de vedere dacă cineva nu mă întreabă. Adică evit să fac treaba asta pentru că de acolo pornesc în general diverse polemici, probleme, zânzani între oameni. Eu dacă ar fi să vină cineva să mă întrebe de religie, de lucruri, de chestii de genul ăsta, îi recomand. Uite, frățiorul meu, sora mea, eu cred în Coran, caută-l pe Google, e peste tot, citește-l singur și trage concluziile pe care le vrei tu. Că eu nu sunt școlar, nu sunt nici instruit în sensul ăsta, eu am credința mea și am învățat să o fac eu bine, nu am învățat ca să pot să o dau mai departe. Foarte interesantă și modestă perspectiva asta. Îți mulțumesc că ai acceptat provocarea de a vorbi deschis. Da, întotdeauna, nu e nicio problemă. Pentru tine ce rol joacă iubirea în general? Nu neapărat când vine vorba despre o relație cu o fată. Iubirea în viața de zi cu zi? Da. În primul rând e inspirație pentru, dacă e să ne referim la cea mai recentă perioadă din viața mea, pentru toată muzica pe care am făcut-o. Pentru că cumva am încercat să îmbin profesia și pasiunea de pe locul 1 din viața mea pe care o am cu dragostea și întotdeauna a ieșit o ecuație potrivită, întotdeauna mi-a ieșit bine. M-am inspirat în general
din lumea asta a iubirii mai, cum să spun eu așa, mai pură, iubirea mai frumoasă, iubirea curată. Am avut întotdeauna în melodiile mele mesaje speciale pe care nu le-am găsit nicăieri decât în lumea asta, și lexicală și sentimentală a dragostei. Mi-a plăcut întotdeauna să pun în textele pe care le-am scris sinonime frumoase din lumea dragostei. De ce nu nume de fete? Pot să zic și treaba asta. În general, multe dintre trapanele pe care le-am scos recent alături de echipa mea de suflet condusă de Alex Velea poartă titlul numele unor fete. De exemplu, cea mai recentă este Salma, care este un nume arabesc, și acum, de fapt, multe românce de ale noastre își însușesc acest nume. Am primit mesaje pe rețelele de socializare că există părinți care își botează copiii după numele Salma, datorită acelei piese. Dar ceea ce îmi place foarte mult este faptul că în muzică poți să vorbești despre iubire și despre dragoste la infinit. Și ăsta este un lucru pe care noi ar trebui să-l exploatăm la maxim, că avem de unde, ca muzicieni. Am vrut să ajung în punctul acesta pentru a-i lăsa pe cei de acasă să te descopere și din punct de vedere muzical în dimineața asta. Ascultăm acum melodia Amor, Amor și revenim cu Omar să mai povestim imediat după. Nu știu cum s-a simțit acasă, dar să știți că la noi în platou a duduit efectiv muzica. Da. Mulțumim regiei pentru senzație, m-am simțit ca la petrecere. Te-a simțit colegul nostru sunetist Cosmin și cred că el a fost în asentiment cu tine când ai zis hai să fie petrecere și da, lumea să fie întotdeauna. Mă bucur mult că vă place piesa asta. Vreau să îți spun, Georgia, că de o vreme contez foarte mult pe lucruri simplu făcut pe internet. Cred că trăim într-o generație tare norocoasă când vine vorba de treaba asta cu internetul, pentru că după cum puteți vedea și după cum au putut vedea și oamenii de acasă, clipul ăsta l-am filmat la mine în dormitor, piesa am produs-o la mine în dormitor, am investit 0 lei în treaba asta, am făcut doar ce am simțit și există în momentul de față peste 3-4 mii de oameni care se tot filmează pe sunetul ăsta pe TikTok. Fac sunete, s-au ajuns la 10.000 de vizualizări pe platforma asta, adică mi se pare atât de ușor să pot să ieși în ochii lumii în momentul de față. Și cred că dacă asta nu ar fi o dovadă pentru tinerii care au speranțe, nu știu ce ar mai putea să fie. Am filmat în casă acest clip și am făcut-o tot în casă alături de cel mai frumos partener al meu, dar vreau să vă dau un telefon. Vreau să dau un telefon ca să vorbesc puțin cu cum să vă spun eu, cu motivul amorului meu, da? Nu cred! Da? Alo? Ce zici, iubire? Mă uitam la emisiune și nu m-am așteptat să fiu sunată chiar așa, pentru că probabil e puțin delay. Să dai mai încet, iubire, să nu se facă microfonie, să nu ne facem de râs, să știe lumea că ne pricepem și noi la televiziune, la chestii. Vă salut cu drag, iubirea mea, mulțumesc pentru telefon, salut cu drag pe toată lumea și mă bucur mult că te văd și că chiar am fost surprins plăcută să auzi piesa Amor, Amor aici la voi. Le-am povestit oamenilor, ai văzut că am filmat-o la noi acasă. Exact. Amândoi acolo, eu cu camera. Da, ca mai să vedeți. Exact, de-aia te-am sunat, iubire, ca să vadă oamenii cine e cea mai mare susținătoare a mea. Te iubesc, mulțumim mult, iubire. Și eu, vă salut cu drag, vă mulțumesc. Hai, ne vedem la examene, puiule, să-i spargem. Te iubesc. Pa. Hai, te aștept acasă. Pa. Wow, da. Ce moment spontan, foarte tare. Îmi place super mult energia ta, să știi. Și faptul că nu te temi să fii vulnerabil în fața camerelor, până la urmă, dragostea e cea mai puternică forță de care dispunem noi ca oameni. Clar, clar. Foarte și cu Miruna am învățat să fiu așa, să știi. E primul om cu care fac lucruri de genul ăsta și cu care o să fac pentru tot restul vieții, sunt sigur de asta. Tu ești deja un fenomen în România și pe final te-aș întreba cum ți-ai descrie autenticitatea. Pentru că eu, țin minte un moment, eram la masa de Crăciun în familie și un super prof de canto, Lucian Darie, cu care tu ai colaborat, ne-a spus, el nu cânta cu inflexiuni și l-am determinat să cânte în stilul lui și să-și caute identitatea națională. Cum exact te descrie într-un cuvânt parcursul ăsta? Lucian, da, se mai face Next Star, nu știu dacă, dar oricum îl știe toată țara. Show, am voie să vorbesc oricum. Mă simt dator să vorbesc despre show-ul ăla peste tot. Eu am apărut la preselecțiile acelui show cu intenția de a cânta ce se purta la vremea aia. Eu aveam 11 ani, nici nu știam ce fac cu viața mea. Cum mai descrie momentul ăla în care ai început să cânti în stilul tău? A fost o surpriză totală. A fost, cum să vă spun, m-am aventurat în ceea ce mi-a zis Lucian, un om pe care abia îl cunoscusem, cu mâinile la ochi, efectiv. Aveam ochii acoperiți și m-am aventurat pentru că acel om, un profesor de canto de excepție, mi-a dat încrederea de care aveam nevoie ca să fac treaba asta și cumva el m-a ghidat spre lumea pe care o tot experimentez de 10 ani de zile.
a fost ceva superb. Vreau să revii în emisiune, mai ales că ai spus că nu stai foarte departe de noi. Nu stau, da. Vreți să-mi dați o rubrică aici? Da. Aura, vreau și eu o rubrică. Prezi meteo, te rog, orice. Horoscop. Horoscop, ce vreți voi? Dați-mă o rubrică. Gata, gata, am stabilit. Mă simt prea bine deja. La matinal. Mi se pare că aici am eu locul. Diminez cu Georgia și Arabu. Mulțumesc frumos. Foarte tare, super. Mulțumesc că ai venit astăzi și să ne revedem cu bine. Da, Doamne ajută. Foarte multă energie acum pe final de emisiune și nu pot să închei până nu ne reîntâlnim cu colegul meu, Valentin Gheorghe. Bună ziua, Valentin! Bun găsit, Georgia! Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi. 24 ianuarie este ziua care marchează Mica Unire. Vedem imediat în jurnal cum celebrează românii evenimentul. Avem noi imagini de la momentul accidentului de pe Bulevardul Laminorului. Ce a făcut polițistul după accident vedem imediat împreună și comentăm alături de președintele sindicatului Europol. Iar la final analizăm evoluția situației americano-ruse, cât de aproape este Rusia de o invazie, aflăm în câteva momente la știri, rămâneți pe Metropola TV. Îți mulțumim, Valentin, pentru toate aceste informații. Ne revedem în câteva momente cu Valentin. Eu mi-au la revedere de la voi și mulțumesc pe această cale bluzat, moda urbană pentru outfitul de astăzi. Vă mulțumesc vouă că sunteți alături de noi și să ne revedem cu bine mâine dimineață de la 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Zi frumoasă tuturor și încă o dată, la mulți ani! We'll be right back.